de evenimente pe care Camera de Comerț și Industrie se organizează în promoție primăria Roman. Avem deja ceva de tip în aceste evenimente pe care le organizăm cam de două ori pe an. Ne dorim și mai des să le facem. În schimb, am vrea de la dumneavoastră un feedback în sensul în care să știm ce anume vă interesează și ce teme să abordăm. Astăzi, tema pe care am ales-o pentru seminar este Regulamentul General privind protecția datelor, care este intrat în vigoare de ceva timp, dar încă mai bâzbuim și încă mai nu suntem foarte siguri pe ceea ce avem de făcut. Noi la cameră am făcut o serie de cursuri. Inițial nu erau autorizate. Acum avem și un curs autorizat de 3 luni de zile. Sunt 180 de ore la care predă domnul Munteanu aici de față și care este invitatul nostru special de astăzi. Dinali ne va prezenta. Dinali este specialist în protecția datelor cu caracter personal și formator la cursul nostru GDPR. În principiu, o să spunem despre legislația care guvernează protecția datelor cu caracter personal, cam care sunt obligațiile minime și, în principiu, e o introducere la ceea ce au de făcut firmele în sensul acesta. Domnul Munteanu este colonel în rezervă și o să vă spună despre background-ul lui și despre specializările pe care le deține. Încă o dată mulțumesc pentru prezență și sper să ne vedem și pe alte teme. Bună ziua, dați voi să mă prezint, numele meu este Munteanu Virus. De ori de profesie sunt inginer electronic, am făcut facultatea de drept, sunt suplent, colonel la rezervă, am avocat în protecție informativă, fiind pe domnul. Da? Ce o să discutăm azi? Vreau să vă conștientizez în dumneavoastră că trebuie să puneți aplicare o regulament european. Și o să vă spun din punct de vedere jurist, nu știu dacă sunteți juriști între dumneavoastră, ci înseamnă un regulament, în primul rând. Deci un regulament european este o lege europeană care, practic, odată apărută și aprobată de către Consiliul Europei și de către Parlamentul European, intră în vigoare pentru toate statele membre ale Comunității Europene. Tot ce înseamnă materie legislativă pe acea lege care am zis regulament, care se cheamă regulament, se abrogă și se respectă respectivul regulament. Da? Cu asta începem ca să înțelegem ce înseamnă un regulament european, din punct de vedere juridic. Deci, o normă juridică aplicată obligatoriu în toate țările europene. Dacă până acum se vorbea despre directive, directive înseamnă că în baza acelor directive, noi creăm, fiecare stat membru creează niște legi. Da? Și acum o să discutăm despre regulamentul 679, care este un regulament obligatoriu în ce privește protecția datelor. Da? Și la noi, o să numește, ați auzit de GDPR, da? Sau de tradus în românește și folosește și autoritatea, o să discutăm despre asta, ceea care reglementează și respectiv face controlul și sancționează societăți comerciale și nu numai societăți comerciale, toți operatorii, cei care prelucrează date cu caracter personal, prin traducere se numește Regulamentul General privind protecția datelor. Sunt convins că dumneavoastră ați auzit că acest regulament a intrat în vigoare din 25 mai 2018. Da? Deci noi la 25 mai 2018 ar fi trebuit să avem implementate la toți operatorii de prelucrare a datelor cu caracter personal măsurile cerute de regulament. Pentru că el a fost aprobat, da, în Consiliul Europei de decât Parlamentul European, tocmai din data de 27.04.2016. 2 ani s-au lăsat pentru implementare. Vreau să vă duc la cunoștință aceste lucruri, ca să vedeți că este un lucru foarte serios. Și neapărat nu avem cum să facem rapate la această legislație europeană. Da? Regulamentul respectiv, cum v-am spus, că s-a născut ca necesitate de a pune ca persoana fizică, împreună cu datele lui, să fie protejată la fel de bine cum este protejată și persoana fizică în sine.
Dar de asta este trecut și în Tratatul Comunității Europene de Funcționare a Comunității Europene și în Carta Drepturilor Fundamentale a Europei. Da? Deci, protecția fizică trebuie să înțelegem că da, persoana, toate datele cu caracter personal sunt proprietatea persoanei respective. Și tocmai de asta apărut regulamentul ca să existe o legislație uniformă pe toată Europa și toată lumea să respecte conform acestui regulament, să schimbi legislația care era înainte, da? Astfel încât să poată să răspundă la ceea ce este necesar conform regulamentului. Vedeți că spune acolo că odată cu apariția regulamentului a dispărut directiva 46 din 1995. În baza directivei aia, noi în 2001 am făcut legea 677. Poate ați auzit de legea 677, care tot la fel reglementa niște date privind niște măsuri privind datele cu caracter personal. Dar odată cu apariția acestui regulament, s-a abrogat respectiva directivă și odată cu intrarea în vigoare s-a abrogat și la noi legea 677, da? Care e din 2001. Da? Odată cu intrarea în vigoare la legea 129, care reglementează funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Lucrării Datelor cu Caracter Personal. Da? Bun. Ce vreau să înțelegeți dumneavoastră? Ce sunt datele cu caracter personal? Că foarte multe lume spune, domnule, eu nu prelucrez CNP-ul, nu prelucrez de asta, sau nu prelucrez date cu caracter personal. Conform definiției regulamentului, dată cu caracter personal este orice dată, da? Care poate să deducă la o persoană fizică identificată sau identificată. Dacă până în directivă, acum vorbeam numai despre persoană fizică identificată, deci care efectiv, dacă aveam dată lui știam că e persoana respectivă, acum apare și termenul de identificare. Dar și ce spune aici? Cu print, cu niște date, niște informații directe sau indirecte, dacă coroborate cu altele ajungem la persoana respectivă, se consideră tot date cu caracter personal. De-aia vedeți că apar acolo o grămadă de alte chestii, elemente specifice, proprii identitățile fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Dar deci una e pic de la calculator, dacă îl putem lega de o persoană, se consideră dată cu caracter personal la respectivă persoană. O adresă de mail, da? Chiar dacă nu ne rezultă clar din prima, să zicem că îl cheamă Ionuț 67 arunde a lui.com. Dacă o putem lega de persoana respectivă prin alte colaborate cu alte date, se consideră dată cu caracter personal. Și trebuie respectate la fel și aplicate regulamentul, exact ca și pe nume, prenume, adresă, cu CNP sau ce mai știți dumneavoastră ca identificator național, să zicem așa, da? Care ne duc direct la persoana respectivă. Și acum trebuie să înțeleg ce înseamnă prelucrare de date cu caracter personal. Se implementează foarte clar în acest regulament ce înseamnă prelucrare. Deci, practic, orice atingere a acestor date despre care am făcut vorbire mai înainte, se consideră prelucrare. Deși consultare, deci eu sunt administrator de firmă, manager, dumneavoastră sunteți, spune, domnule, eu nu culeg date, nu mă duc, îți culeg angajații mei. Atâta timp cât puteți să consultați datele respective, îți consideră prelucrare de date cu caracter personal. Da? Pentru că Comunitatea Europeană s-a gândit, domnule, noi, dacă o persoană are memorie și reține datele respective, chiar dacă nu are consultă, poate să le folosească în alte scopuri, o să vedem noi, decât cele pentru care au fost colectate, să zicem, de corect și legal de către personalul operatorului care este autorizat să lucreze date cu caracter personal. Da? Deci cam asta înseamnă, da? Și vedeți aici, nu mai citesc de toate, și divulgarea, stocarea, dacă îi punem într-o tabelă, dacă dăm o adeverință de salarizare, ca să vă fac mai înțeles, să vorbim mai concret cu dumneavoastră, un stat de plată, o factură, un certificat de garanții, se consideră despre lucrurile date cu caracter personal, da? Dacă aveți întrebări, mă opriți și discutăm, că vreau să vă rămână niște noțiuni foarte clare, că o să trecem succint pe regulament, nu o să încerc să vorbesc cu dumneavoastră în termeni foarte tehnici juridici, ca să nu vă așa să nu înțelegeți nimic sau nu știu ce. Vreau să vorbesc cât mai concret, așa, astfel încât dumneavoastră să înțelegeți ce este necesar, nu necesar. Obligatoriu să implementăm niște măsuri la nivelul fiecare organizație din care faceți dumneavoastră parte sau pe care o conduce. Da? Sunt niște date cu caracter personal specificate, clar că se pun date speciale care ar trebui să nu fie prelucrate. Sunt interzise la prelucrare. Dar o să vedem că și astea pot fi prelucrate în anumite condiții. Și acestea sunt care sunt? Originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, apartenențe la sindicat, date genetice, date biometrice, date privind starea de sănătate, date privind viața și orientarea sexuală. Date genetice sunt convins că știți, dar dacă nu vă spun pe scurt ce înseamnă, deci sunt niște date care pot fi individualizate o anumită persoană prin niște analize medicale, da? De obicei, o mostră genetică din cadrul nostru. Dacă vreți, așa ca un exemplu care știe toată lumea, este ADN-ul, da?
Bun, deci clar, un ADN te duce direct la persoana respectivă, de asta sunt date. Date biometrice sunt date care tot la fel sunt caracteristici, cum ar fi amprenta, da? Imaginea facială foarte clară, care poate să, dintr-un sistem automatizat, să te identifice, sau irisul. Da? Astea sunt cele mai vizuale, care o să puteți să le folosiți dumneavoastră, când o să discutăm că s-ar putea la anumite firme să puteți cititor de amprentă sau alte chestii în genul. Da? Deci astea sunt date. Date privind starea de sănătate, cred că toată lumea știe, da? Iar date privind viața și orientarea sexuală, nu mai discutăm, că deja este o temă comună care se discută la nivelul comunității europene, da? O să vedem acum cum o să fie cu părintele 1, părintele 2, cât genul o să fie, asta nu discutăm deocamdată, da? Dar regulament specific clar. Cum putem face prelucrarea acestor date, da? Numai dacă avem un consimțământ explicit a persoanei respective. Deci pentru datele astea speciale trebuie să luăm un consimțământ explicit a persoanei respective. Din punctul de vedere juridic, cel mai puternic document care pe noi ne permite să facem o prelucrare de date respective este consimțământul. Pentru că atunci persoana singură își dă, să zicem, acordul de prelucrare a datelor respective. Da? Prelucrarea în domeniul ocupării forței de muncă sau securității sociale și a protecției sociale. Da? Aici trebuie să înțelegem, de exemplu, dacă angajăm un handicapat, da? Sau nu știu ce, pentru că așa avem voie să facem un de prelucrarea datele respective, da? Dacă el este în cadrul ocupării forței de muncă. Da? Și atunci putem, în anumite condiții, să prelucrăm și datele de stare de sănătate. Nu permite, fără să zicem, să cerem consimțământul, pentru că el o să vedem care e legalitatea prelucrării generală a datelor cu caracter personal, intră una că este mereu parte dintr-un contract. Da? Și el o să facă parte dintr-un contract individual de muncă. Da? Cum știe toată lumea, că nu poate să angajăm un om, că noi facem un contract individual de muncă. Pentru interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. Da? Ce spune aici? Dacă în cazul că noi știm, de exemplu, un coleg de muncă sau un subordonat de-a nostru sau un angajat de-a nostru, știm că are niște probleme de sănătate, care poate să-i afecteze, să zicem, anumite acțiuni ale organelor de medicare. De exemplu, picul la noi în unitate, da? Și chemăm salvarea. Dacă noi știm că e alergic la penicilină, la nu știu ce, antibiotic sau la alte chestii de asta, îi spunem chiar foarte simplu consimțământului, da? Putem prelucra data respectivă, să-i spunem la respectivii organe de intervenție, că are anumite, să zicem, deficiențe sanitare și dacă în caz de nu le am considerat, s-ar putea viața lui să fie pusă în pericol, da? Sau dacă are o boală contagioasă sau nu știu ce, și noi o știm că vine cu o scutire medicală, poate să prelucreze sănătatea celorlalți din lucrul lor, da? Și atunci, într-adevăr, putem prelucra. Putem face chestia asta. Dar asta o să vedem că trebuie foarte bine argumentat. Da? În cazul unui control sau în cazul în care apare o reclamație a unei dintre persoanele vizate care ne-au pus datele la dispoziție. Da? Este efectuată de către o fundație, o asociație sau alt organism fără scop lucrativ, cu specific politic, filozofic, religios sau sindical. Normal că dacă ești membru de partid, te duci acolo și te scrii în partidul respectiv, eu o să-ți prelucreze datele, toate datele, CV-uri, tot ce vrei, pentru că astea, nu, funcție, să te numească într-un anumit foarte conducere sau toate chestiile astea, da? Practic, noi când ne ducem acolo, să considerăm că ne-am dat un consimțământ și nu mai e necesar să luăm consimțământul despre care am vorbit, da? Și cu toate că este o dată specială, el poate să o prelucreze. O să vedem cu și trebuie să știi toate măsurile necesare administrative și tehnice ca să prelucreze în condiții de securitate respectivele date. Adică nu e cum ați spus, la oricine. Da? Date făcute public în mod expres de către o persoană vizată. Da? Dacă face cum e la presă, iese un om și spune că el de etnie romă și vrea să ajute romii și nu știu ce, oricine poate prelucra. Dar pentru a ieși cu vedea și peste tot și el pune și declină, să zicem, unul din datele cu caracter personal care sunt speciale. Da? Că e rom, că e handicapat, că are un picior mai scurs sau alte probleme de genul ăsta. Da? Pentru apărarea unui drept în instanță, orice persoană care se ceapă în drept în instanță folosește orice fel de date, astfel încât să am scoată adevărul la suprafață. Deci nu trebuie să-i ceară consimțământul să celelalte părți care este în proces. Da? Poate să folosească fără consimțământ sau fără alte ceva de genul ăsta. Interes public major, iar la fel când se fac alegeri sau când se fac chestii din astea, s-ar putea noi să știm care o adecat și trebuie să ne ducem cu votul aia la casă sau chestii din genul ăsta. Să prelucrează la nivelul comisiei electorale sau alte chestii, este interes public major. Da? Medicină preventivă sau muncii, sunteți convins că vă mai spun dată de ce este necesar. Interes public în domeniul sănătății publice, iar la fel, știți că am avut pandemia, noi am trecut deja cu o fază în asta și am văzut prioritățile, că au luat și temperatură, au luat și chestii, de fel de fel de magazin, dar iar să vedem și astea trebuie reglementate foarte clar, și în scop de activare, cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice. Pentru motivele astea putem prelucra datele respective care am zis că sunt speciale.
Bun. Și acum, noi când începem să facem prelucrări, ce am văzut? Noi avem, știm ce înseamnă date cu caracter personal, știm ce înseamnă prelucrare. Da? Acum trebuie să vedem noi, ca să putem prelucra, trebuie să avem în spate o normă legală care să ne permită lucrul respectiv. Da? Un document legal, da? Și atunci, care sunt cele 6 documente legale care ne permit nouă să facem prelucrarea datelor cu caracter personal? Sunt. Persoana vizionată și-a dat consimțământ. Da? Este un document pe care dumneavoastră trebuie să-l puneți la dispoziție persoanei respective, o să vedem cu ce trebuie să conțină acest document, astfel încât ea să fie conștientă ce se întâmplă cu datele cu caracter personal, care sunt încheiate pentru un scop dumneavoastră, da? Ca să faceți o anumită activitate. Este necesar pentru executarea unui contract în care persoana vizată este parte. Deci, cum am spus, și contractul individual de muncă este tot un contract, da? În care avem o parte angajatorul și o parte angajată. Da? Noi când facem contractul respectiv, pentru datele care sunt menționate în contract și pentru cele care codul muncii sunt, ne obligă să le luăm, să le prelucrăm, nu este necesar consimțământul. Dar dacă în caz de prelucrăm alte date, cum ar fi imaginea video, cum ar fi GPS la mașina pe care e, identificatori de la telefonul lui personal sau alte lucruri care nu sunt cerute, trebuie să luăm consimțământ. Da? Deci pentru datele în care el este parte în contract, nu trebuie neapărat să ne luăm consimțământ sau putem prelucra datele, pentru că el a dat semnarea contractului și consideră că am dat acolo pentru datele care sunt trecute în contract, că pot fi prelucrate. Da? Este necesară vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului. Dumneavoastră toți sunteți operatori de date. Nu există, o să discutăm, nu există cineva să fie operator de date. Da? Datele respective pot fi consultate de către, să zicem, instituția ale statului care au putere prin lege să vină să o controleze. Da? Deci dumneavoastră sunteți legal obligați să faceți un tabel, să faceți o prelucrare pentru a pune, de exemplu, la dispoziția ITM-ului sau la dispoziția ANAF-ului sau la dispoziția medicinii muncii sau care o mai fi pe acolo, da? Care are drept de control. Da? Și atunci, fiind o obligație legală, putem face prelucrarea respectivă, fără să-i spunem persoanele vizate că ei a făcut prelucrare pentru destinatarul respectiv. Da? O să vedem ce înseamnă destinatar, cu ei disimulăm mai datele lui. Da? Este necesar pentru protejarea interesului tale a persoanei vizate sau a oricărui persoane fizice. Este și dreptul care v-am spus din partea aia de la datele cu caracter special. Este necesar un interes public sau rezultă din exercitarea autorității publice care este vizit operator. Da? În cazul unei primării, de exemplu, cum suntem la Roma aici, există serviciul stare civilă, da? Unde se fac prelucrări pentru căsătorii, îi dă certificat de naștere și toate. Asta este o autoritate publică care poate, în baza legii, să facă prelucrări de date cu caracter personal, fără să ceri consimțământul respectivilor persoane. Da? Poliție, nu mai știu care, Ministerul de Finanțe și toate chestiile astea, da? Toate instituțiile astea care, în baza legii, îi pot, sau autorități publice, să pot face prelucrări de date cu caracter personal. Și mai există un scop pe care dumneavoastră să-l utilizați, fiind societăți comerciale, dumneavoastră, practic, poți să lucrați cu 4 din aceste categorii, da? A, B, C și F, practic. Bine și eu, când se întâmplă, rar, foarte rar. Da, este în scopul intereselor legitime urmărite de operator, excepție că prelevează interesele sale, drepturile și libertățile fundamentale a persoanei vizate, special copii. Dar dumneavoastră, de exemplu, cum vă spuneam înainte, aveți un interes că la dumneavoastră prezența să se facă pe bază de amprentă, dar și accesul într-o incintă, pentru că, să zicem, este o incintă unde dacă intră la mai târziu, mai devreme, poate să producă efecte pecuniare pentru dumneavoastră, că e plătit mai puțin, că e plătit mai mult, că e pe tot bun cu ceilalți lucrători, da? Și atunci ați văzut cu cardul nu se poate, că îți dau cardul de la unul la altul, da, pentru acces. Și pentru asta, noi am făcut o notă de fundamentare care spunem clar că nu mai poate fi folosit cardul, pentru că nu ne ajută la scopul care îl dorim noi. Da? Și atunci interesul meu e legitim să pun un cititor de amprentă, spre exemplu, că atunci știu sigur că dacă l-am pus acolo, este el, a venit la data de 8, la ora 8:10 și a plecat la ora 16:30, am ieșit afară ca să spun că spunem țigara la 10:20, deci putem face interesul nostru legitim. Dar trebuie foarte bine argumentat, astfel încât persoana vizată să știe despre ce se întâmplă și cum să prelucrează datele cu caracter personal ale dânsului în ce privește respectiva dată specială, cum vorbim de datele biometrice. Da? Și acum să discutăm un pic despre consimțământ, că ăsta este cel pe care dumneavoastră ar trebui să-l uzitați cel mai tare, pentru că este cel care vă acoperă dumneavoastră de orice fel de prelucrare, da? A datelor cu caracter personal. Da? Trebuie ca persoana vizată să-și dea consimțământul. Deci este o orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate pe care acesta acceptă pentru o declarație sau pentru o acțiune fără echivoc ca datele cu caracter personal care privesc să fie prelucrate. Da? Deci declarația respectivă trebuie să o tocmim așa de bine încât să acopere tot ce cere regulamentul respectiv. Da?
să fii liber exprimat, să fii sub presiune, să fii protejat. Există deja antreangajator și angajat un dezechilibru, dar trebuie să avem grijă ca proporționalitatea să fie cât mai aproape de 1 pe 2, adică câte are să aibă și el atât, da? Câte sarcini are unul să aibă și celălalt. Da? Și spune clar, consimțământul trebuie să fie, să poată face dovadă dacă l-am obținut. Consimțământul, ca să vă spun, poate fi de trei feluri, da? Unu, când eu îmi dau consimțământul, de exemplu, că am intrat aici și știu că o să fiu filmat, pentru că s-a afișat la început, zonă supravegheată video, și știu că imaginea va apărea pe un DVD, și atâta timp cât am intrat, practic, ne-a dat consimțământul ca imaginea mea să fie prelucrată. Doi, poate să fie verbal, în sensul că ați observat că toate companiile acum, de când am făcut liberamentul, când încep să spune continuarea apelului, ți-a luat dat acordul pentru prelucrarea datelor caracter personal și nu știu ce și poate fi înregistrat și toate chestiile de genul ăsta, pe care și l-au luat cu măsură, că atunci, da, continuă el la seamă că ți-ai dat consimțământul înainte de a spune orice, da, deci impus din robot de obicei, sau consimțământul scris despre care facem noi vorbire. Acum, cum ar trebui să fie, da? Care, v-am zis, de punct de vedere juridic, trebuie să te aplicare. Orice înregistrare respectivă audio trebuie să o obțineți, să o păstrați în cazul de omul își spune, domnule, eu n-am dat consimțământul. Și atunci trebuie să demonstrați. Noi nu trebuie să arătăm numai că știm regulamentul. Trebuie să demonstrăm și că am pus în practică ce spune regulamentul, da? Trebuie să aveți în vedere foarte mare chestia asta. Țineți minte și vă spun de pe acum și vă spun și la început. Regulamentul ăsta în România a intrat așa ca un cert. Eu sunt convins că nici 30% din companiile din România nu au implementat mare lucru despre regulament. Sau cât de cât aproape de ce este cerut regulament. Da? Și atunci persoanele vizate neștiind ce drepturi are și o să vă arăt ce drepturi are, nu știi să-și le execute. Dacă nu o să ajungem la nivelul de cunoaștere, încât toate persoanele care sunt salariate, care se duc și dau datele, o să știi despre ce este vorba, s-ar putea să vă treziți cu foarte multe cereri de executare a dreptului și nu o să le puteți să le faceți față, să le faceți de răspuns la el. Și atunci o să drepte către autoritate și autoritatea o să vină să facă control la dumneavoastră și o să vă dă niște amenzi care să vedeți că sunt destul de mari. Adică sunt foarte mari. Da? Consimțământul, da? Trebuie să avem dovada că l-am păstrat și l-avem acolo, da? Trebuie să se diferențieze clar de alte documente, nu la grămadă, de asta spune, fără echivoc. Înainte, dacă țineți minte și multe, și primării folosești instituții, puneau, de exemplu, pe o adeverință sau nu știu, puneau o ștampilă că sunt de acord cu prelucrarea datelor și semnează acolo. Și când semna documentul ăla, semna că era și de acord cu prelucrarea datelor. Nu, regulamentul spune clar. Trebuie să fie fără echivoc. Omul să înțeleagă că eu și-a semnat prelucrarea datelor cu caracter personal. Consimțământ. Nu că a fost factură și când scria pe factură, dar ține de factură vechi, nu știu dacă vă aduce aminte, scria cu fonturi de 6 sau de 5, jos undeva, cu fonturi de 676 pe 2001, prelucrăm datele cu caracter personal. Da? Acum spune regulamentul clar. Nu. Da? Că vreau să vă mai aduc ceva la asta. Uniformizarea acestei legislații, ce s-a făcut? Ca să mai trece dintr-una la alta și am văzut un pic de semn, nu am făcut date din astea de ei. Pentru că la nivelul României și la nivelul mai mult a Europei de asta, cultura de securitate a averilor informative pe care le avem noi ca societăți, nu știa nimeni. Ei era foarte joasă, ca să nu zicem aproape deloc, da? Pentru că fiecare dintre dumneavoastră, chiar dacă nu m-a date cu caracter personal, aveți date financiare, aveți plan de evoluție, viitor, care sunt, practic, averea dumneavoastră informativă. N-ar trebui să o divulge cineva de acolo, când am plecat de la locul de muncă, să vă iei clienții să-i ducă în altă parte, să vă duc după aia, în plus, să spună tot ce se întâmplă în firmă, o lucrare la financiar sau la resurse umane sau alte chestii, cum o să alate sau alte treburi genul ăsta. Asta se cheamă averea dumneavoastră informativă pe care trebuie să vă păstrați. Cultura nu exista pentru că nu avem și așa mici ele, toate alea, toate documente. Ei, de acum și instituțiile, statul și tot, trebuie să aibă legal cum vă cer datele alea, pentru ce vă cer și de ce le cer. Dar scopul pentru care sunt pe lucrare. Da? Deci asta face regulamentul practic. Da? Ne pune pe noi să ne apărăm prin asta cu obligativitate averea informațională, prin apărarea practică datelor caracter personal. Pentru că dacă eu imprim și îmi implementez la mine în organizație niște măsuri care se spună cu datele caracter personal sunt prelucrate în medică persoane autorizate, avem procedură pe aia, procedură pe aia, procedură pe aia, practic ne reglementăm toată funcționarea organizației respective. Da? Și asta trebuie să înțeleagă managerul. Mai ales cei care sunt manageri, mai care au un DPO. DPO o să discutăm că asta este practic, să zicem, prima lui sarcină să-l consilieze pe manager, pe cel care are factorul de decizii, astfel încât să iei măsurile necesare pentru a implementa regulamentul și a respecta securitatea care înseamnă confidențialitate, integritate și disponibilitate. Da, sus mai discutăm despre asta, da? Prezentat într-o formă inteligibilă, da? Să se vadă că a fost clar exprimat, da? Și pentru ăla cu sub superioare și pentru ăla care are toată clasă, da?
ușor de înțeles, să fie într-un limbaj clar și simplu, orice presiune sau dezechilibru de putere din exterior invalidează consimțământul, persoana vizată are dreptul de a jeta oricând consimțământul, retrage consimțământul, nu afectează legalitatea prelucrării până la momentul prelucrării, da? Persoana vizată trebuie să fie informată de dreptul de a retrage consimțământul, retrage trebuie să facă la fel de simplu ca acordarea lui. Deci trebuie să aveți în vedere consimțământul respectiv, urtiuța aia pe care trebuie să o puneți în semnă, să acopere toate cerințele astea în regulament. Da? Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Condiții suplimentare care se pun la copiii sub 16 ani, nu luăm consimțământul. Trebuie să-l luăm la tuturor, da? Deci toți aveți grijă, cei care aveți copii sau la școli, în unii cazuri la dumneavoastră, când sunteți în asociația comercială aici, dar pentru instituțiile publice, când prelucrează datele copiilor, trebuie să aibă foarte mare grijă cum le face acest lucru, da? Sunt state membri care reglementa că după 13 ani, copilul poate să-și dea singur consimțământul. Și ca orice normă juridică, și regulamentul respectiv, are niște principii. Principiul ce înseamnă? Spiritul, dar ați auzit, există spiritul și litera legii, da? Spiritul ăsta ce spune? Ei de la ce opere? De la niște principii clare, care trebuie să le avem în vedere noi când facem implementarea acelor necesare pentru a pune la în conformitate cu regulamentul general de protecție. Și acesta este principiul legalității, echității și transparenței. Deci spune clar că nu avem voie să prelucrăm date cu caracter personal, decât dacă avem un temei legat, da? Care ne-am discutat unul din alea 6 puncte, da? Principiul echității se folosim doar pentru scopul pentru care le-am anunțat respectivii persoane pentru a-l pune la dispoziție. Și principiul transparenței pentru persoana vizată, deci, deci persoana vizată, trebuie să acordăm transparență maximă la cum se face prelucrarea. Da? Și o să vedem ce drepturi au persoanele vizate, pentru că transparența respectivă este tradusă clar în litere de lege, în regulamentul respectiv. Principiul proporționalității sau limitării scopului, da? Deci folosim datele respective numai pentru scopul pentru care l-am. Dacă, de exemplu, noi cumpărăm de pe online un frigider, da? Nu înseamnă că dacă l-am cumpărat și mi-l-o factura și mi-l-o trimis, de acum poate să folosească și un scop de marketing, dacă nu sunt de acord datele mele cu caracter personal, să încep cum se întâmplă newsletter sau alte chestii, promovări și nu știu ce, da? Și o să discutăm și despre asta un pic mai târziu. Principiul minimizării datelor. Să folosim numai datele care ne sunt strict necesare pentru scopul respectiv. Deci dacă mie nu-mi trebuie telefon, dacă nu-mi trebuie e-mail, dacă nu-mi trebuie numărul de la pantof, dacă nu-mi trebuie ce mai vreți mi-a stăt date biometrice de-a lui care are ochelovașii sau nu știu, nu le folosesc. Îmi iau numai datele care sunt. De exemplu, pe factură, îmi trebuie nume, prenume și adresă. Atât. Nu-mi merge și CNP-ul. Da? Decât dacă sunt persoană, să zicem, la care am dat tichete de vacanță, și trebuie aia de acolo să vadă, să spun CNP-ul, să mă identifice ca să poată să-ți tragi banii de la stat, da? Deci sunt niște chestii contabile care, sau din codul fiscal care necesită, dar în general, pentru o persoană, când vinde noi ceva, nu avem voie să-i trecem CNP-ul. Da? Cu factura respectivă. Principiul exactității. Îți folosim numai date exacte, date din documente oficiale. Deci nu că vine el de spune cum îl cheamă, cum nu știu, pentru asta îi facă factură. Pentru că dacă datele se fac la mine și am control de la autoritate, spune, ce date e dumneavoastră aici? Hai să verificăm persoana respectivă. Bine, reclamații de la altcineva, că nu vin exact să uite la respectivul dumneavoastră, aveți mii sau zeci mii clienți la care îmi trebuie date în caracter personal. Dar poate să vină chitit pentru că cineva a făcut o reclamație. Da, autoritate, și o să vă spun că e foarte simplu de făcut o reclamație la autoritate. Principiul limitării. Dacă până acum prelucram datele cât vream noi, cum le vream, banca ți-l lua, ți-l închidea după 3 luni cu până la altă bancă, după 7 ani suna la telefon, domnule, știți că noi nu mai suntem, noi suntem, noi nu. Trebuie să vedem fiecare dată cu caracter personal cât timp trebuie lucrurile, să le punem un termen foarte clar care să fie legiferat intern la noi, cât timp păstrăm datele respective. Da? Prin norme, prin comisii de selecție și toate chestiile astea. De asta vă spun că sunt de implementat niște măsuri și proceduri. Da? Principiul integrității și confidențialității spune clar. Trebuie să luăm toate măsurile administrative și tehnice astfel încât să respectăm regulamentul. Da? Și asta ce? Ca să respectăm confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea respectivilor date. Orice încălcare a unei dintre aceste trei principii duce la incident de securitate. Care incident de securitate? Ori trebuie anunțat la autoritate, ori trebuie luată măsuri în consecință. Cât mai urgent, astfel încât să putem remedia să nu se mai întâmple. Da? Dacă aveți întrebări, vă rog frumos, în timpul ăsta,